crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Azi e 7 octombrie, o zi specială, a 15-a zi lucrătoare, în care oferim câte un curcan de 15 kg de la Peneș. Cine îl primește? Orice ascultător suficient de curajos să participe la concursul dublu sau nimic în deșteptarea, locul în care știi și câștigi 1000 de euro. E ultima zi în care oferim ca premiu un curcan cu greutate, indiferent dacă știți sau nu răspunsul la ultima întrebare. Haideți să vedem cine e norocosul care se bucură de ultimul curcan. Pare a fi... cu rimă. Ultimul curcan e pentru Bogdan. Bună dimineața! Bine ai venit, Bogdane! Salut, Bogdan! Salutare! Auzi ce baftă ai! Păi, încă nu am, ca să vedem la sfârșit. Păi nu, curcanul e garantir. Ăla e al tău. Curcan, wow. Da. E ultimul, da, e pus deoparte. E pus deoparte pentru tine, da. Corect. Sigur. De unde ești, Bogdan? Din Baia Mare. Oho! Departe. Are drum lung curcanul până la tine de făcut. Cu ce te ocupi, Bogdan? Ajunge, nu? Ajunge. Categoric. Sunt programator CNC. Prelucrător prin așchiere. Producător prin așchiere? Prelucrător prin așchiere. Da. Asta. Strung, preză, pentru ce mai vechi. Dar cum ai spus prima oară, programator CNC? Da. Asta ce înseamnă? Că trebuie să programezi utilajele alea, nu? Exact, lucrează singure, doar închid ușa și apeși pe buton. Și lucrează singure, mai sunt cu acele cărucioare vechi, așa mai departe. Strungurile alea de pe vremuri aveau diverse manivele, manete, nu știu ce, și strungarul era un meșteșugar super calificat. Da, da. Acum totul e pe și computer. Și tu acum, Bogdan, ești la prăvălie sau acasă? La prăvălie. Mai colegi pe acolo? Din păcate am, dar calitatea rețelei, m-am căutat un loc unde să prind semnal bun și doar la aici, la mine, în birou, poate mai bine. Asta, din păcate, nu m-a pot ajuta. Mă așteptam să-mi spui că acum, dacă utilajele alea lucrează singure, de unde, colegi? Suntem live și, suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, cu imagini din studio. Dacă vreți să aruncați o privire, vă așteptăm pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Hai să vedem, începem de la 100 și mergem până la 800, sper, astăzi, Bogdan. Având în vedere că întotdeauna întrebările sunt simple, și eu. Ne-a dat și nouă, Luca, întrebările și azi chiar sunt simple, adică poți să mergi lejer până la final. Vă ascult de vreo 5 ani de zile și n-am auzit o dimineață să fie întrebări ceva mai complicate, toate sunt simple. Hai să începem, multă bravo, baftă! Bogdan, îmi place, Bogdan! Îmi place ce-am. Tot ce știi, transformă în mii. Peneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptare. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Peneș Curcanul la Europa FM. 100 de euro. Pentru prima 100 de euro de astăzi, Bogdan, spune-ne la ce temperatură fierbe apa? 100 de grade Celsius. Și Fahrenheit? Na. Nu mai țin minte la câte grade Fahrenheit, dar știu că sunt 100 de grade Celsius. Dar ciorba la câte grade fierbe? Am să o întreb pe soție. Te schimb compoziția acolo, vezi că nu-i de joacă. Având densitate mai mare, fierbe la temperatură mai... Nu, tocmai de aceea nu mă bag. Bravo, Bogdan! Ați corect! Băi, nu știu, sper că s-a văzut pe video. Dacă sunteți pe Facebook, trebuie să intrați să vedeți neapărat ce față a făcut Luca. A fost elevul ăla care nu știe. Că are A sau B. Cât nu știu dacă ai luat în calcul borșul. Cât e mai dens, trebuie energie mai multă ca să... De asta, da, dacă tu o diluezi cu zeamă de varză... Da, are densitate mai mare ca apa care înăuntru cartofi, da, carne, chestii. Și atunci crește de temperatura. Teoretic. Da, deci... Da, exact. E mai mică. Vezi, ca elevul ăla, știi? Da, deci... Avea... Păi, deci crește. Exact cum v-am spus. Știți? Normal că avem densitatea mai mare. E firesc. Bogdan, iartă-ne. Ai câștigat 100 de euro. Ce facem? Mergem mai departe. 200 de euro. M-auziți? Da, Bogdan, dar mă concentram. Stai da, că avem emoții. Hai, Luca, azi. Fii atent. Spune-ne ce sport a practicat Ana Maria Brânză, măritată Popescu. Spadă. Măi, ia naibii.
Nu are niciun... Dă-i, te rog, are... semnalul ăla că a câștigat. Care? Ăla bun. Ăla bun. Deci pare să știe lucruri, nu știu ce deci să întâmplă. Deci nu că a zis sportul, a zis și disciplina. Arma. Ea e scrimeră. Adică scrimă era răspunsul ăla din spadă. Generic. Spadă, fines. Bravo, Bogdan. Ai 200 de euro și poți merge lejer la 400. În sensul că trebuie să spui doar mergem mai departe. Aș vrea să mergem mai departe, dar având în vedere că a spus vreo 3 ani de zile la întrebarea 2 am plecat, deci am ajuns la întrebarea 2 și la întrebarea 3 n-am mai știut răspunsul. Păi da, dar ce a fost mai greu? Azi ce a fost mai greu? Aici, până aici a fost. 3 și 4 sunt mult mai simple, părerea stai, mea. Stai puțin. Bogdan. Spune-mi, te rog, câți ani ai? 32, deocamdată. 32. Mi-e greu să îți spun dacă să mergi mai departe sau nu, alegerea aia ta. Păi nu știu că ieri am înțeles că a dat, am auzit acel indiciu cu domeniile. Nu, azi nu, nu sunt cunoscute domeniile de azi. Ăla a fost valabil ieri. Da, dar având în vedere că am rămas întrebările, primele două au fost, dar celelalte două au rămas. Nu rămân, să știi că alea două erau întrebări pentru 1600, respectiv 3200 de euro. Când o luăm deci de la zero, nu las întrebări atât de dificile pentru nivelul 3 și 4 la un concurs care începe de la 100 de euro. Nu am ferit. Mă opresc, aici prefer să rămân de această dată cu o amintire mai plăcută și... E sigur? Da, 100% sigur. Eu zic că noi facem economia azi dacă te oprești. Da, clar. Hai să vezi. Următoarea întrebare, sigur o știi. Și ultima. Sunt simple ambele. E... Bine, haide, mergem mai departe. Sigur știi, n-ai cum. Și ca să ne credeți pe cuvânt că sunt simple... Da, nu, hai să... Ești sigur că mergem mai departe? Da, mergem mai departe. 400 de euro. Eu de-aia te-am întrebat de vârstă, că ești cam la mijloc pentru întrebarea asta. Dar trebuie să știi, Bogdan, concentrează-te și spune-ne pentru 400 de euro ce actor joacă rolul principal în filmul Forrest Gump. Harrison Ford. Tom Hanks. Nu, neapărat, trebuie să... Deci trebuie să intrați pe Facebook. Suntem live acum ca să vedeți de cine trec pe noi toate apele. Ai ceva cu noi, Bogdan? În afară de concurs, nu cred că așa se... Nu crezi, la 32 de ani... Când ești născut în 90, nu? Trebuie să luați în calcul asta. 89. În 89. Aveai 5 ani când a fost lansat filmul, dar este un film epocal. A tot fost transmis de televiziuni. Da. A fost peste tot. Stai puțin. Dar... A dat răspunsul pe sunet sau nu? Da. Se ia în calcul. Da. Aha. La limita limitelor. Ai văzut filmul? Nu l-am văzut. Oh, și atunci cum ți-a venit? Haide să nu vă mint. Google. Ai dat pe Google repede, Forrest Gump. Da, e bună și asta, dacă ai prestidigitație, dacă ești bun. Îți merg degetele bine în 6 secunde să... Programator? Nu v-am pus să lucrez la programare, deci pe calculator lucrez. 400 de euro sunt banii tăi. Iar în momentul ăsta, Bogdan, ai 400 de euro și un curcan de 15 kg. Noi trebuie să luăm o scurtă pauză, e musai să o luăm. Și tu te întorci cu răspunsul dacă mergi mai departe sau nu. Eu zic că știi răspunsul. Vlad, tu ce zici? Eu zic că orice ar fi, neapărat să vezi filmul ăsta în weekend, că ți-ai adus 400 de euro și merit. Luca, tu ce-i recomanzi? Eu recomand să mergă mai departe. Ne întoarcem în 5 minute cu Bogdan, care hotărăște dacă merge până la 800 de euro sau nu. Poate ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic.
crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă dublu sau nimic. Foarte puțin timp, pentru că mulți dintre voi ne-a scris că ați auzit doar Harrison Ford și nu și Tom Hanks. Avem înregistrarea cu momentul în care Bogdan spune răspunsul și în timpul util, iată-o. Harrison Ford. Tom Hanks. Și s-a auzit semnalul imediat. Fără nicio îndoială. După. Două minute mai avem. Bogdan, ești în direct din nou cu noi. Am avut var. Ai 400 de euro și un curcan de 15 kg. Zine dacă mergi la 800 de euro. Și un curcan. Acum aceasta n-o să mai merg, pentru că, după cum v-am spus, sâmbăta viitoare este ziua mea, până ce mai ajunge mie premiu, curcanul, prefer să... Bogdan, o să știi. Să știu un cadou de la voi. Știu că o să știu. De obicei. Păi și o să-ți pară rău că poți să dublezi premiu. Ok, o să-mi pară rău, dar o să-mi pară și mai rău dacă nu o să reușesc sau nu o să mă aduc aminte în timp util. Ai dreptate și tu. Decizia ta este? Rămâne mai, ne oprim mai. 400 de euro la Bogdan din Baia Mare și un curcan de la Peneș de 15 kg. Am făcut economie, să vezi neapărat Forrest Gump, serios vorbesc, o să-ți placă foarte mult, este un film epocal și... Hai să vedem și ultima întrebare, ca să vedem dacă aveam noi dreptate sau tu. Fii atent, în afara concursului, da? Da. Dar tot așa, 6 secunde dai răspunsul. Ai mai fi luat încă 400 de euro dacă ai fi știut să ne spui care este capitala Libanului. Te prefaci. Beirut. E tema. Du-te de aici, mă. Da, te-ai prefăcut. Noi... Nu. Ca să ne simțim noi bine, nu. Sau ce? Cum, mă, Beirut? Cum să nu știi Liban, Beirut? Ce? Te-ai relaxat, dar dacă erai concentrat, apucai să tastezi. Păi eram afară concursului. V-am spus că o știu. V-am spus că de obicei știu răspunsurile, dar având în vedere și emoțiile, este prima dată când câștig ceva la dumneavoastră. Uh-huh. Bogdan, bravo. Foarte bine. Ne bucurăm pentru tine că ai câștigat. Să te bucuri de premii, că da. Sunt și bani și curcan. Și te mai așteptăm pe la noi, poate și altă dată. Trebuie să treacă acum 6 luni ca să mai particip la concurs. Odată ce ai câștigat. Păi, ultima dată când am intrat în direct a fost acum vreo 3 ani de zile, așa că... Nu-i nimic, a intrat astăzi foarte bine. Prieteni, aceasta a fost ediția de azi Dublu sau Nimic, concursul în care, chiar dacă nu le știi pe toate, sigur primești un premiu cu greutate, un curcan de 15 kg oferit de Peneș. Alegeți carnea de curcan românesc, alegeți Peneș, verificați originea pe etichetă. De luni dimineață ne întoarcem la miile noastre, adică la premiile în bani. Le urăm poftă bună celor care au câștigat cei 15 curcani de la Peneș și le dorim mese copioase în familie. Dublu sau Nimic, cel mai deștept concurs radio, revin.
vine luni în deșteptarea la Europa FM.